Medicul Flavia Groșan susține că producătorii dau dreptate în legătură cu oxigenul administrat, care după 2 zile poate deveni toxic. Acesta, în concentrații mari, poate determina colapsul alveolelor, care va opri alimentarea sângelui cu oxigen. Controversatul medic Flavia Groșan se pare că a avut dreptate. După toate acuzele care i s-au adus, tocmai producătorii îi dau acestea dreptate cu privire la oxigenul administrat în cantități neregulate. Producătorii avertizează că oxigenul este potențial toxic după 2 zile la concentrații care depășesc 40%. Aceștia arată că administrarea de oxigen trebuie să se realizeze cu prudență, iar doza trebuie adaptată necesităților individuale ale pacientului. Este necesară monitorizarea regulată a tensiunii arteriale, a oxigenului sau efectuarea pulsoximetriei și monitorizarea semnelor clinice. Scopul este să se utilizeze întotdeauna cea mai redusă concentrație eficace de oxigen în aerul inhalat pentru fiecare pacient. Comisia de etică din Colegiul Medicilor din Bihor a decis că nu este vorba de malpraxis în cazul doctoriței Flavia Groșan. Cu toate că a fost un întreg scandal în rândul medicilor, după afirmațiile acesteia, Flavia Groșan va putea profesa în continuare. În plus, pe numele acesteia nu există nicio plângere scrisă din partea vreunui pacient. Doctorul Flavia Groșan este medic pneumolog și precizează că obiectivul ei a fost încă de la începutul pandemiei ca niciun bolnav să nu poarte mască de oxigen.